Modul automat de parcare laterală se selectează din butonul de sub power. Și avem opțiunile pe care le vedeți pe ecran, fie parcare paralelă, fie parcare cu spatele, ambele asistate. În momentul în care selectăm parcare laterală, trebuie să mergem înainte la o distanță de circa un metru de zona în care ne căutăm loc de parcare. La semnalul sonor oprim vehicul și urmăm indicațiile de pe ecran. O să încerc să vă arăt și acest mod de parcare. Căutăm așadar un loc de parcare folosind sistemul de parcare automat. Așteptăm indicații de la sistem. Ne spune să oprim și să introducem un marș arier. A detectat locul. Mi se pare ok selecția. Și o să vedem acum. Tot ce trebuie să facem este să păstrăm o viteză decentă folosind frâna. Așadar, parcare simplă și corectă. Mai avem și un al treilea mod de parcare, ceva mai nerecomandat dacă vreți, trebuie citit cu atenție manualul. Adică în funcție de poziția volanului observați că se modifică acel pătrat în care încape mașina. The assist is finished.
Să vedem acum rapid și sistemul audio-navigație, telefonie mobilă. Este poziționat aici, se poate opri din acest buton. Dacă vrem să introducem un CD, se întâmplă acest lucru și putem introduce un CD și avem de asemenea și o mufă pentru, e vorba de un mini USB din câte văd eu, pentru update-ul hardului. Sistemul are și hard disk, așadar dacă vrem să băgăm muzică pe hard, folosim această mufă. Sigur că ne trebuie și un mic prelungitor. Ca să închidem sistemul, apăsăm din nou. Observați, în materie de audio avem AM, FM, CD, hard disk, BT și AUX. BT înseamnă Bluetooth, bineînțeles, dacă nu ați înțeles. Avem câteva scurtături pe lateral a sistemului. Display-ul este de tipul touchscreen, color, așa cum se observă. Să vedem ce setări avem la sunet. Înalte, medii, bas și de asemenea balans și fader, cu o formă grafică deosebită. Încă o setare, automatic sound levelizer. Selecția posturilor și volumul se pot face și de pe volan. Să vedem ce ar mai fi pe aici de văzut. Iată modul în care ne este arătată harta traseului, ziua. Avem lac, zonă verde, zonă rezidențială. Posibilități de zoom până la 50 de metri. Între 500 de kilometri și 50 de metri. Sistemul are și harta României și funcționează foarte bine. Dacă vrem să punem muzică de pe hard, apăsăm HDD AUX și apoi audio ca să vedem ce putem selecta. Observați și aici ce opțiune avem. Putem trece, bineînțeles, în AM, FM direct aici. La telefonie avem, sigur, noi nu avem acum un telefon legat, însă puteți observa ce elegant se poate tasta un număr de telefon. Adică mult mai comod decât la alte modele. Avem emularea acestor taste, este de dimensiuni foarte potrivite. Apoi e suficient să apelăm, mă rog, noi nu avem telefonul acum activat. Dacă ne întoarcem, observăm că avem disponibil și un calendar în care putem să introducem anumite informații ce ne pot fi reamintite în ziua respectivă sau în funcție de cum setăm reminderele. Avem de asemenea posibilitatea să adăugăm note de tipul memo. Observați cum arată tastatura. Este de tipul QWERTY. Putem selecta tipul, inclusiv tipul tastaturii, Western, Greek, Russian. Iarăși caractere deosebite, avem posibilitatea, deci sistemul este foarte deștept, e chiar impresionant, are și litere mari și litere mici, poți scrie foarte ușor o notă.
În esență, cam astea ar fi. Mai există setări pentru display, contrast și strălucire. Putem stinge inclusiv ecranul, dacă dorim acest lucru. Restul comenzilor sunt bine cunoscute pentru orice om care a mai avut ocazia să mânuiască un sistem audio. Acum ar fi interesant să vedem și cum se aude. Eu zic că se aude foarte bine. Să selectăm o melodie. Așa cum probabil ați observat, se aude ireproșabil. Sistemul audio este în mod evident premium. Să vedem cum se manifestă Prius în momentul în care accelerăm la viteze de șosea și autostradă. O să facem câteva reprize. Să încercăm un 80-130. Bineînțeles, în modul power. Ați observat că mașina nu este leneșă. Să vedem și un 60-130, cam cum reacționează mașina. Destul de bine, te poți baza pe ea la nevoie. Este foarte adevărat că nu îți cumperi un Prius ca să faci liniuțe de la semafor, dar este evident că în trafic mașina trebuie să ofere putere și reprize consistente din motive de siguranță, ca să te poți deplasa relaxat și să poți ieși din situații neprevăzute folosind la maxim puterea motorului. Fapt pe care, așa cum l-ați observat, Prius îl face cu ușurință.